Smiley și Gina Pistol au devenit părinți acum câteva luni și sunt gata pentru botezul micuței Josephine. Evenimentul va avea loc anul acesta, însă cei doi nu au vrut să divulge data exactă. Potrivit surselor apropiate celor două vedete, nașul fetițelor lor va fi Adrian Sârbu, fundatorul ProTV și cel care de mulți ani este mentor și prieten de încredere lui Smiley. Adrian Sârbu, fostul CEO de la ProTV și a descris o televiziune de știri. Aceasta se numește Alpha News și a început să emită din septembrie anul trecut. Mogulul media a preferat să lucreze la acest nou proiect oameni pe care îi cunoaște de la ProTV și de la Mediafax. Adrian Sârbu este mentorul lui Smiley. Ei sunt extrem de apropiați, vorbesc foarte mult și se sfătuiesc. Și nu de acum, ci de mai bine de un deceniu, au dezvoluit apropiații cuplului Smiley și Gina Pistol. Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem totul împreună. Gina și-a revenit foarte bine. Fetița noastră este perfectă, minunată, este o minune pentru noi. Sunt o grămadă de sentimente pentru noi, pentru mine, pentru Gina. Ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă. Și atunci când te trezești la 4 dimineața, o faci cu cel mai mare drag. E o plăcere. În momentul când se naște copilul tău, îți dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni, a declarat Smiley.